Bună dimineața, fraților! Astăzi e ziua de luni și ne îndreptăm către Feti. Am venit jos la mașină. La Feti o să vedem plaja de la Feti, care e una dintre cele mai mari și mai întinse plaje de aici. O să vedem un parc și o să vedem o ruină foarte, foarte, foarte veche, sculptată în munți. Și mașina, după cum v-am spus aseară, mașina e un Renault Clio. Cred că are un motor de 1.4 sau 1.6 petrol. Nu e ok, nu trebuie mai mult. Cred că v-am spus, mașina a costat 80 de dolari pe 2 zile. Suntem aici, am ajuns în sfârșit. Am fost să alimentăm, am băgat vreo 25 de litri de benzină să ajungă. Am văzut că mi-a zis domnul ăla că trebuie să-i dau mașina înapoi așa cum a fost, gen cu benzina. A fost pe aproape zero, habar n-am cum a dat mașina aproape fără benzină. Nu știu, am 25 de litri, am dat undeva la vreo 600 de lire turcești. Deci vreo 30 de lire probabil, 150 de lei pe 25 de litri. Ah, cred că e ok. Vedem pe unde se putem merge plaja. La plajă. Plaja asta are 4 km lățime, dacă vă vine să credeți. 4 km lățime și se spune că e sandy beach, adică e plajă de nisip. Am ajuns și ghiziți ce? Nu, nu e plajă de nisip, e plajă de pietre. Da, arată foarte, foarte fain. Arată într-un mare fel. Păi, dar nu ai unde să calci numai pe nisip aici. Sandy Beach, da. Am crezut că e nisip de la mai frumos un pic. Încă un lucru, acum l-am văzut. Am mai citit unele chestii cum că e foarte, foarte populară plaja asta pentru windsurf. Pentru că e foarte mare, foarte, foarte mare vântul aici, e foarte deschis locul ăsta. Numai noi nu cred că am venit într-o zonă foarte turistică, în ghilimele, că aici sunt multe corturi. Nu știu încotro să mergem, să nu pierdem nici mașina, să o uităm undeva. Să uităm locul de unde am plecat. Am mers, cred că, nu știu, 500 de metri în fiecare parte și nu am găsit ceva mai fain ca și locul ăsta unde suntem. Multe umbrele cum astea mari usluate. Aș vrea să mă pun la o umbrelă de asta mai mare ca să nu mă ardă soarele, că asta e destul de micuță și doar pe un șezlong acoperă. Dar stăm aici. Nu prea e wow plaja asta. E pietroasă, arată fain așa la prima vedere, dar e destul de murdară, s-o grămadă de mizerii pe jos. Lumea aruncă chestii pe jos. Lasă-mă acum aici. După ce terminăm cu plaja asta, o să mergem la un mormânt care se numește Tomb of Amintas. Nu vă dau mai multe informații, o să vă dau când ajungem acolo. Are o istorie super interesantă, deci merită să vedeți și partea care urmează. Lume, am terminat și cu plaja. A fost ok, am făcut baie. Apa nu e așa de sărată ca și acolo la Olu Deniz. E puțin mai nesărată. Acum am venit să mâncăm. Am dat pe Google un search rapid pe TripAdvisor și am căutat cel mai ok restaurant de aici din Feti și pe topul 1 din 465 era un restaurant Ailem se numește.
Mediterranean food. Hai că sunt foarte, foarte curios să vedem ce înseamnă pentru ăștia locul 1 din 465 de restaurante. Sunt foarte curios să văd ce mâncare să fie acolo. Da, ghiciți ce? Schimbăm locația. Schimbăm locația pentru că nu găsim restaurantul. L-am pus pe Google Maps să ne aducă la el și nu îl găsim. Habar n-am, poate s-o închis sau s-o mutat. Deci trebuie să găsim altceva acum. Căutăm ceva pe aici, pe lângă apă. Suntem într-o piață acum, nu știu ce e aici. Este ceva... E ceva statuie cu un tată și o fică, nu știu ce... Ce semnifică piața asta mai exact. Dar zona de lângă arată bestial de tare. Mini palmieri ăștia. Și chiar aici marea. Hai să găsim ceva restaurant, poate găsim ceva frumos aici, chiar lângă apă. Avem ceva view frumos. În drum am mai găsit încă o statuie. Monument istoric sau ce ori fi ăsta, nu știu. Am văzut că scrie ceva despre Istanbul pe el. Dacă aș înțelege turca, aș citi de aici ce scrie și v-aș explica, dar nu știu. Probabil ceva despre război. Ei. Ne-am oprit la un restaurant sau barbar, n-am ce este, cafenea. Bufet. Nu știu ce e asta, sper că au mâncare. Mi-a spus domnule să-mi aducă ceva meniu. Adică i-am zis dacă are de mâncare și nu o înțeles. Deci mergem spre bine. Dar mi-a adus un meniu. După cum arată meniu, nu știu ce mâncare o să fie aici. Dacă nu mai trebuie să căutăm ceva. Am oprit la restaurantul ăsta pentru că e chiar aici lângă apă. Mamă, câți pești, ce-s aici, frate? Eu cum am văzut? Mamă, dacă îți plic, ce-s aici, frate? Da, deci dacă nu... Dacă nu o să fie... Nu o să mâncăm nimic aici, nu-mi place cum arată meniu. O să mergem la un alt restaurant. Da, nici nu prea au multe în meniu. O să mergem la alt restaurant, mai avem de mers 10 minute mai în jos și am văzut, meniul arată super fain și environmentul acolo cu grădina și tot arată foarte bine. Dar aici oricum ne-am cumpărat, că ne-am pus la masă și să nu plecăm să fim fără obraz, ne-am cumpărat apă minerală și altul și-a cumpărat un suc. Și eu mi-am cumpărat un ceai de fapt turcesc. Până acum nu am băut niciodată și în momentul să încerc. Am venit în Turcia și nu beau ceai tradițional turcesc în păhăraș așa mic. Să vedem cum o să fie. Și hai să încercăm cel mai popular locul de aici din țară, ceaiul lor. Ce caldi. Nu am pus zahăr deloc în el. E foarte, foarte, foarte concentrat. Dar are gust de ceai negru. Uai, ce concentrat e. Da, da, deci că e ceai negru. Deci nu e ceva wow. Mergem către celălalt restaurant. Am terminat aici. Mi-a costat un cola, un ceai turcesc și o apă minerală, 27 de lire turcești. Deci nu știu cât vine asta, o liră, 80 de bii, cam 4 lei, foarte, foarte puțin. I-am lăsat domnului încă vreo 4 lei în plus. Câinele la ce l-ați văzut adineori, cățeaua mai de fapt, o cheamă, cum o să cheamă, că tot uit? Hotes, așa de drăguț a fost. O venit la mine și am mângâiat-o și mi-a dat lăbuț, așa, fără să zic ceva. Da, îmi doresc foarte, foarte mult un câine. Sau mai mulți? Da, sau mai mulți, doar că, iarăși, din nou, cum vreau să călătorim, nu prea o să putem avea grijă de ei sau o să trebuiască să îi lăsăm în grijă altora, ceea ce nu prea îmi convine.
Și nu știu cum o să facem. Vom vedea. Pentru că e foarte, foarte drăguț comparativ cu pisicile. Adică bine, și pisicile sunt drăguțe. Da, și pisicile sunt foarte, greșit. Da, să nu te și pisicile sunt foarte, foarte drăguțe, doar că ele nu se oferă așa de multă afecțiune da, ca și un câine. Da, este dragostea în alt mod, sunt mai reci așa. Da, da, sunt mai reci. Uite, spre exemplu, când vin acasă, Daisy, femela, când mă duc la ea și vreau să o mângă, ea fuge de mine, frate. Fuge de mine, nu mă lasă să o mângâi. Da, asta e numai cu tine, că la mine stă. Da, dar, spre exemplu, un câine, acum știți cum e un câine. Un câine, după ce vii acasă, după ce stăpânul îi vine acasă, nebunește. Mai de nu face pe el cât de fericit că tu ai venit acasă. Dar pisicile nu, frate, pisicile zic gen, du-te, bă, lasă-mă în pace, mă. Dacă vii acasă sau dacă nu vii acasă, e tot același lucru. Și am ajuns la restaurantul Manchero Kitchen. E un restaurant foarte drăguț, cu un meniu foarte, foarte diversificat. Sper să fie bună mâncarea, fraților, rugați-vă să fie bună mâncarea, pentru că până acum, la toate restaurantele la care am fost, nicio mâncare nu a fost bună. Ca și starter, mi-am comandat ceva prawns cu butter și Aleș a comandat ceva halloumi, nu știu ce înseamnă chestia aia. Și ca fel principal mi-am comandat un T-bone steak, gen o carne de vită, dar cu tot cu os și niște vegetabile pe lângă puse la grill și niște cartofi. Și Ale, sincer, nu mai știu ce și-a luat, mi-au ajuns... Tu ce s-a luat pentru felul principal? Salată. Ah, salată, da. Ale și-a comandat o bere și mi-am comandat un smoothie. Deci ferurile s-au întors astăzi. Dar restaurantul arată super bine. Sper să arate la fel de bine și la fel de costoasă și mâncarea. Pentru că până acum pe la orice restaurant care am fost, restaurantul a arătat bestial cu un view foarte fain, dar mâncarea a lăsat de dorit. Un starter arată destul de fain. Este din ceramică. Am uitat. Shrimps. A, da. Creveți. Creveți cu butter. Punt. Și Ale... Brușetti meretti. Pâine prăjită. A ajuns și fel principal. Avem aici, frate, un kilogram de vită T-bone. Și Ale are o salată. Arată foarte bine. Da. Sunt curios să vedem ce gust are. Să vedem dacă putem pune camera asta undeva. Să vedem ce gust are. Are băcuța asta. Bă, tot nu-i wow, dar comparativ cu el ce am mâncat-o ieri, e mult mai bună. Aici putem da o notă. Azi dau un 7. Să nu spuneți că-ți rău. Dau un 7 la restaurantul ăsta. Clăpturile astea sunt foarte, foarte multe aici pe lângă apă. Probabil că ăștia sunt domnitorii a Turciei. Numai problema că nu scrie în engleză, înțelegem și noi ceva. Uitați aici, 684, 400 chiar, Otilo, 174. Toți aveau turbane pe cap. Da, da, toți aveau turbane. Am ajuns și în favelele din Turcia. Așa arată strada asta de aici, frate, și că suntem în ceva favelă. Imediat ajungem la orașul din munte. Deci locuiesc oameni. Da, locuiesc oameni aici. În ce fel arată străzile astea, frate? Și sunt o grămadă de mașini foarte vechi, trabanturi și daci. Nu știam că Turcia în partea asta e atât de săracă.
cum arată și curțile oamenilor. Și miroase a animale, a capre. Nu știu, hai că vedem unde dăm aici. Poate putem lua undeva la stânga aici. Dacă nu mergem bine. Ia uite ce am găsit aici. Mandarine sau portocale, ce vede portocale de vară. Uite, dar n-am mult în viață, nu am portocal. Sau mandarin ce este live. În imaginile ce urmează, voi prezenta orașul antic grecesc Telemsos. Telemsos a fost cel mai mare oraș din Lisia, care în momentul de față se numește Feti. Orașul a fost construit de civilizația antică licană în secolul 5 înainte de Hristos. În anul 574 înainte de Hristos, orașul a fost construit de Persia și a rămas proprietate persană până în anul 334. Când Alexandru cel Mare a cucerit orașul pentru că era un punct bun pentru vânzarea sclavilor. Orașul fiind sub conducere macedoniană până în anul 189, când romanii au intrat și ei în orașul străvechi. În anul 1284, orașul a primit un nou nume, Macri, ce înseamnă orașul îndepărtat. Orașul Macri, în anul 1424, face parte din Marele Imperiul Otoman. În final, în anul 1934, orașul îl schimbă numele din Macri în cel prezent, Feti, în onoarea lui Feti Bey, un pilot de luptă ce a murit acolo într-un accident foarte tragic. Tot tripul către Telemsos nu durează foarte mult, noi am făcut undeva la 10 minute de mers pe jos din centrul orașului Feti. Intrarea costă 20 de lire turcești, echivalentul la 4 lei. De la intrare până sus, la orașul propriu-zis, aveți de urcat undeva la vreo 100 de scări cu dificultate foarte ușoară. Un lucru ce pot spune că este dezamăgitor este că nu poți intra în oraș, pentru că de-a lungul anilor, pereții dinăuntru au slăbit și probabil muncitorii de acolo sau cei ce întrețin au zidit intrarea în oraș. Un lucru de luat aminte dacă doriți să mergeți, nu uitați să vă luați apă cu voi. Deci nu uitați să vă luați apă cu voi. Un lucru foarte, foarte important. Pentru că este foarte, foarte cald. Vizionare plăcută în continuare. Am ajuns la Shade Feti Bey Park și chiar aici lângă noi este un loc de unde poți să îți duci barca în apă. Cât de tare arată locul ăsta. Park Ferry. Ce poți să parchezi barca. Și de aici intri direct în apă cu barca. Ce tare. Am parcat aici la Zoca Restaurant. Am întrebat să văd dacă trebuie plătită parcarea. Mi-a spus domnul de aici că e free. Aleș a schimbat șoșonii ei pentru că i s-au făcut peșici. Eu am venit în Adidas. Cam știut că astăzi probabil o să umblăm mai mult. Așa că în papuci sau în sandale nu prea faci față. Și mergem să vedem ce ne oferă parcul ăsta. Am văzut pe Google că are vreo 3000 de review-uri. Deci trebuie să fie frumos. Ce frumos i-a amenajat parcul de aici. Avea acolo o hartă și arăta toate punctele principale. Din 1 ceva parc, al doilea ceva, iarăși ceva nebunii. Uite, vedeți? 1 Turkish Garden, 2 Square, 3 Pond, Playground, Skate Park și așa mai departe. Ce arhitectură interesantă are chestia asta. Dacă ar fi să pun un top pe ziua de astăzi, ce am văzut în parcul ăsta ar fi cu siguranță pe primul loc. O să vă las niște videoclipuri în secundele ce urmează, să vedeți cât de superb poate să fie parcul ăsta. Ce bine a fost gândit.
Enjoy! Aici terminăm și ziua de astăzi și aici terminăm și vlogul de pe ziua de astăzi. A fost un vlog, după părerea mea, superb, super, super fain, cu o grămadă de informații și o grămadă de lucruri faine. Și noi ne întâlnim data viitoare. Bye!